Printre laureații campaniei Giurgiu înflorește cu tine se numără și Elena Cercel din blocul 504, scara C, de pe strada Puișor. În fața blocului, ea a amenajat de ani și ani de zile o grădină de toată frumusețea. Aceasta este de peste 20 de ani. Am pierdut și ruda, clar că e peste 20 de ani. Aici erau multe gunoaie, nu mai încep să le etalez. Și de dragul frumosului, și vreau, adică mi-am făcut ceea ce vreau să văd când mă trezesc dimineața. Și în casa am goblene, covoare manuale, alte chestii. Deci este multă muncă? Mult, foarte muncă, foarte multă muncă, deci tot timpul într-o grădină este ceva de făcut. Că se trece ceva, că răsare altceva, că tot timpul, ce să mai discutăm. Cei care au grădini știu. Este ocupați singură sau vă mai ajută cineva? Singură, singură. Nu. Ce trebuie făcut ca să arate florile așa de frumos? Păi, cum avem acum verile, în primul rând apa, asta mă omoară în primul rând, bolile. Deci reușim să învățăm să vindecăm de o boală și apar, ca și la oameni, apar alte feluri. Și dăunătorii, mult. Melci, produsele scumpe. Eu nu am serviciu, dar sunt în al cincelea an întâmplător și fac eforturi foarte mari, să știți. Nu zic că nu... Ce să mai zic? Nu mai contează părerea nimănui, dar eu vă spun așa pentru mine. Orice apreciere, și sunt și oameni care apreciază sau se opresc de drag, sau se vede care privește de drag, sunt și așa ceva, dar mai puțin. Mai puțin. Cât timp pe zi munciți aici? Păi cam în fiecare dimineață sunt aici. Adun melci, că nu-mi permit să pun atâtea substanțe cât melci sunt. Și adun, că ea trebuie să vii când vor ei ca să-i găsești, nu când vreau eu sau când am eu timp, în fiecare zi. Deși dimineața și seara, să știți. Sau când eram la serviciu, eram în fiecare seară. Tinerii liberali au ajuns și în cartierul Tineretului. Lângă blocul L2, scara D, Dumitru Stoica îngrijește de 40 de ani o grădină impresionantă. Roadele muncii sale sunt demne de toată aprecierea. Lucrez, cred, de la aceeași grădină, zic, pare 40 de ani lucrăm aici. Eu mi-am pus gardul de sămânță, din ăstea am întreținut, mi l-am tuns, eu mă ocup de toată treaba asta. Și cam cât a durat până ați adus-o la stadiu de acum? Am mers cam vreo 5-6 ani până s-a saltat gardul. Și lucrătura așa, cu trandafiri, cu flori, cu ăstea, cu zambile, cu ce... Am tot felul de flori. De flori. Câte ore pe zi munciți aici? Toată ziua. Da, toată ziua. Cam toată ziua. Cât e timpul mai răcoare acum, cum este acum? Mă ocup de ea. Sunt și cheltuieli mari? Mai este, că uite, cu apa, cu ăsta... Apa, atât, restul, muncă, e ce să facem cu apa? Vecinii ce spun? Ce să zic, că vecinii saltă de lume. Le pare bine că e curățenie, nu se curățenie, ce să fac? Cu ce să mă ajute ei? Vă ajută vreunul dintre ei? De une, da. Nu, eu cu soția, ea mai ține de furt încolo, mai eu, pe aici, ce să facem? Dar măcar păstrează, nu strică ceea ce realizează dumneavoastră. Nu. Dar nu. Pe asta, cel nu. Puțin să păstreze. Să păstreze, nu aruncă bizere, nu aruncă ăstea. Nu se aruncă. Că și în fața acolo tot, eu m-am ocupat, aici tot eu. Laureații campaniei derulate de TNL Giurgiu sunt premiați cu unelte și ustensile de grădină. Tinerii liberali au avut în vedere cele mai bine amenajate și cele mai frumoase grădini din cartierele orașului, grădini care se află pe domeniul public, dar de care se îngrijesc locuitorii din zonele respective.